Așa cum știți, din această seară, de la ora 20, se va prelungi starea de carantină instituită la nivelul municipiului Constanța. Este o măsură necesară pentru a păstra starea de sănătate a cetățenilor orașului. Știu că este o măsură nepopulară, dar ea a fost determinată de acest context epidemiologic nefericit, în care rata de incidență a atins niveluri de natură să conducă la instituirea stării de carantină. Mulțumită faptului că mare parte din populația Constanței a înțeles că este necesar să respecte măsurile și restricțiile existente pe perioada stării de carantină, rata de incidență a înregistrat în ultima săptămână un trend descrescător. Din păcate, nivelul la care s-a ajuns nu este unul care să ne dea siguranța faptului că se poate păstra un mediu sigur pentru oameni în afara stării de carantină. Cu toate că este perioada sărbătorilor, această carantină cu restricțiile aferente trebuie să se mențină și va fi o perioadă departe de normalitatea cu care ne-am obișnuit. Este însă o perioadă necesară, o perioadă în care trebuie să ne gândim să rămânem sănătoși și noi să păstrăm și sănătatea celor din jurul nostru, astfel încât împreună să ne putem bucura de sărbătorile următoare. Sper ca populația să înțeleagă imperativele momentului, având în vedere modul în care s-au respectat condițiile de carantinare de majoritatea cetățenilor localității Constanța, precum și contactele directe pe care le-am avut cu oamenii. Înțeleg că mare parte dintre ei susțin această măsură pentru că au înțeles că este necesar să rămână sănătoși, să rămână într-un mediu în care să fie departe de suferință și departe de spitale în care lumea, în momentul de față, se găsește. Va exista în această perioadă, chiar și în această perioadă de carantinare, va exista o permanență asigurată la nivelul unităților spitalicești, va exista, bineînțeles, o permanență asigurată la nivelul organelor care asigură ordinea publică. Aici voiam să vă spun că prelungirea stării de carantină va surveni în condițiile unei înăspriri a controalelor privind modul de respectare a restricțiilor. În acest sens, chiar în momentul de față, se desfășoară o ședință online a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în care am propus un proiect de hotărâre legat de constituirea unui grup de lucru mixt din toate instituțiile abilitate să efectueze controle la nivelul județului Constanța, precum și din instituțiile care asigură ordinea publică. Grup mix care va desfășura, prin intermediul unor echipe, controle la nivelul zonelor comerciale, la nivelul piețelor, stațiilor de autobuz și altor locuri care prezintă risc de infectare pentru cetățenii municipiului. Aceste controle vor fi zilnice, ele vor fi dublate de filtre permanente de data aceasta la intrările și ieșirile din oraș, și de asemenea de filtre în interiorul localității care vor verifica existența declarației pe propria răspundere, vor legitima oamenii și îi vor întreba și vor verifica, bineînțeles, justificarea legată de motivul deplasării lor. Este o perioadă dificilă pentru că este perioada sărbătorilor. E perioada în care ne-am obișnuit să fim alături de familie, să fim alături de prieteni, să petrecem, să tragem dungă după un an care a fost oricum dificil. Din păcate, nu vom putea face acest lucru într-un cadru extins. Va trebui să ne limităm la persoanele în care locuim, la același domiciliu, pentru că nici în ordinul de carantinare și nici în declarația pe propria răspundere, petrecerea sărbătorilor de Crăciun, masa de Crăciun, Revelionul, nu sunt prevăzute ca excepții și ca motive pentru care putem părăsi domiciliul.